Și așa am fost noi treziți în ziua a doua de la OVPN Camp. Să trecem direct la vlog. Da, bun, acum o să vă prezint absolut tot pe scurt, pentru că efectiv nu știu unde mi-e fucking monopiedul și arăt și cringe în momentul de față. E deja a doua zi de camp, e fain și super fain și acum zic vine la ZEF și sper să nu-mi jure. Cred că nu-mi jure. Și pur și simplu, e super fain în momentul de față. E și tech, ești pe undeva, dar nu o să-l deranje. Hai, zi ceva, hai, știu că vrei, hai că filmez, hai, zi. Hai, zi. Bagă-mă în vlogul tău. Și nu știu ce să mai zic, pentru că sunt foarte cringe în momentul de față. Cred că mai bine să fac un timelapse și tot și o să vă prezint mai bine după. Am vrut să zic montaj, dar am zis timelapse, dar merge și așa. Hai cu montajul. Late nights, early mornings, trying to find a reason to begin again. I would walk through fire, I would walk through flames, 'cause I burn for you, I burn for you. You push me to the limit, you push me to the limit, and I surrender. I swear to the moon and the sky, I'm never gonna leave your side, and I surrender. Bun, hai să vă prezint cortul meu cel drăguț, care este prins aici cu fierătanii, care abia le-am prins efectiv cu un ciocan. Dar prelata asta este mult prea... Cum n-a... Stați un pic, tehnologie, stați... A, așa, mulțumesc. Mulțumesc că ai revenit înapoi. Bun, asta e cortul meu cel drăguț de la Camping Fine. Numai puțin că mă bate tehnologia și cu... Și nu știu cât de mare e, să zic. Ca să efectiv sunt toate corturile de la camping. Bine, o să fac cumva un... Da, uite, Andrei, te vezi. Zici și tu ceva interesant. Hello! Follow, like him. Follow! Și îți dau un follow. Ia, e cringe, nu? Și domnul Nelu, ce faceți? Vă pun aici pe vlog. Mă duc până la cort pentru că mi-a dus Frost încărcătorul de la laptop. Dumneavoastră, ce faceți, domnule Kim? Bine, mă duc să mă cringesc pe aici. Haide cu mine atunci să-ți fac contur al campingului. L-am făcut deja, îmi pare rău. Nu-i bai, lasă, mai fac o dată. N-ai, prezintă. Deci, aici în dreapta avem duș de vară, pe care nu-l folosește nimeni, chiar dacă e vară. În stânga avem... căbănuțe de astea foarte calde. Aici e zona de bogați, nu avem voie să discutăm despre asta. Noi nu ne permitem. Niciodată. Asta e poarta către Narnia. Noi trecem pe lângă, că nu. Asta habar n-am ce-l arată șmecher. Un monument. Aici se arată. Deci, hai că trebuie să-ți arăt chestia asta. E un semn. Semnul ăsta, îl trimit la o gaci, deci nu mă uită-te, deci. Cu ăsta combin tot. Trimit poza la cu ăsta. O combin, deci o nenorocești. Se uită la tine așa ca la fel de 14. Oricum. Aici, uite, este un sablu care duce decu. Nu știu de ce e aici decu, pentru că nu a fost aprins. Aici avem așa, cortul. Ăla n-am ideea cu ei, nici ăsta. Ăsta e lui Georgiana Câinele, ăsta e lui Mihai și Udi, ăsta nu știu, acolo e lui Rootlex cu Cody, ăla e lui Dusty cu Ivy, ăla... Nu că fac aici... Mare tur, vlog! Fac, da, turul campingului. Ăla e cortul cel mai șmecher din tot campingul. Da, corect, e cortul meu, deja vi l-am prezentat, e ok. Exact. Penthouse-ul. Mai e cortul ăsta. Arată terasa ta, hai, arată terasa. Ăsta nu știu cu ei. Ăsta
Bă, să-mi bag picioarele dacă l-am mai văzut până acum. Ăsta care e alu Cosmin și stai că am uitat cum îl cheamă celălalt. Dar mi-amintesc eu, nu-i stres. Ăsta e alu Vali cu Ben, ăla e alu Bogdan. Ăsta e alu Enevel cu Kido. Ăsta e cortul meu cu terasă. Ce comentezi de cortul meu, ba? Am zis că ce comentezi de cortul meu, ma? Ce tu ești ca așa țistoasă? Să fac aici vlog, le arăt la vlog. Vlog? Face vlog online. Le arăt la followerii lui Kim. Cum se trăiește aici la camping fire. Dați-mi nouă vlogul după aia. Dacă vrei, se rezolvă tot eu. Așa aici, scot încărcătorul și vă fac tur și înapoi, normal. No, bun, am luat. E un încărcător foarte bine făcut, manufacturat de Asus. În, nu reclamă, hai du-te că nu suntem plătiți. Tăiem la montaj. Tăiem la montaj. Și învărta Enelul la montaj. Da, Enelul la montaj. Da, bun, revenim. Ăla n-am ideea cu ei, nici ăla. Deci în momentul singura... de față vă zic că ăsta îmi fură vlogul, dar it's ok, nu-i problemă, lasă că-l filmez în continuare și tai la montaj și eu. Tai la montaj, no, bun. Ce-am uitat să spun? Da, uite, becul ăsta e foarte interesant. Ăla din spate, ăla, cortul ăla. De bogați, ia lui Andrei, pentru că Andrei Simea își permite, că e DJ profesionalist. Corect. Poftim? Corect. Haideți, mine. Ce să mai... Că priveliște foarte frumoasă. Da, zona de bogați, aici n-am eu ce comenta, că nu sunt măsor. Râdem, glumim... Nu spune, las. Mai facem ceva. Mai facem ceva și plătim, da. Exact, bineînțeles. Uite, vezi, a trecut prin portalul din Arnă. Da, și tocmai el vrea să zică că efectiv acum s-a, efectiv practic, s-a teleportat practic, în Narnia. Practic nu-i cu noi. Efectiv îl întoarce zap. Uite că vorbeam de bogat aici, Andrei. Ce v-am zis? Andrei? Uite alt bogat. Numai că filmați ca apoi eu filmat bogat. Hai, spune și tu ceva, prezintă-te. Hai, să-ți dea oamenii în follow. Dacă îmi dai ca follow, vă pupă tălpile. Le stai în așa ce fii cu ce. Haideți să continuăm dacă vreți. Acolo, uite dacă filmez, acolo prostă o combină pe minoră. Nu pot să dau zoom, o să dau pe vlog. Prost discută cu o fetiță de 15 ani, practic. În pură combinație, aș putea spune, adică despre ce discutăm. Băieții și fetele se simte bine, dar mai mult băieții. Hai să mergem să ne luăm interviu. Hai să mergem să ne luăm. Te rog frumos să te prezinți la vlog, numele, vârsta. Prezint. Și Ciorpan, DJ Kido. Da. Ce manele pui? Ce muzică pui? Buzunar. Buzunarul. Opriți muzica că îmi dați aici la vlog. Tăiem audio și partea asta. Da, tăiem audio, înregistrăm. Acum nu putem aici. Hai să vorbim cu băieții care pune muzica. Da, care pun muzica, să nu mai pună muzică. Știu să pună muzică. Puneți ceva la vlog. Prezentați-vă, băieți. Da, e ok și asta, e ok și asta. Voi de ce puneți muzică de pe vinil? Pentru că șmecheri și bogați. Pentru că e vintage, frate. Pentru că mi se pare the real shit. Domnul Mihai, te rog să te prezinți pentru vlog. Salut, sunt Mihai. Am 20 și... Am 200 de ani. Sunt din Oradea și astăzi o să fac workshop. Și caut iubită. Bă, să știi că am ok. Ai? Na, nu mai caut, îmi pare rău, e luat. Pe viitor, dacă trebuie... Pe viitor, la pelat, vei, exact. Dacă te întorci pe invers, eu stai aici. Hai la proști, hai la proști. Prost, tu trebuie neapărat să spui ceva că mi se prieten de atâta timp. Ce vrei să spun? Nu știu, ce vrei tu, ceva interesant, ceva, lumea să-ți dea în follow, nu știu. Cum se cheamă vlogul tău? Nu știu. Bună, cred că așa o să-i pun, nu știu. Vlogul lui Kim. Nu, pune, cum se cheamă vlogul meu? Cum se cheamă? Bună la vlogul lui Kim. Nu, suntem... bun venit la Frost Vlog, spune. Și bun venit la Frost Vlog, efectiv. Bun venit la Frost Vlog și la vlogul lui Kim. Suntem... Bun venit mână... să fac playlist. Da, stai să... Bun venit la Frost Vlog. Hai să facem. Și... Hai, dar tu n-ai să... Hai să vorbesc la care... Din nou. Bun venit la vlogul lui Kim și bun venit la Frost Vlog, în același timp au fost combinate. Suntem la Camping Fine și e ora 8:15. Și diseară o să fie de răbăneală tare să-mi distrăm și... Aia e treaba. Da, înainte să trecem la următorul cadru, cam trebuie să explic ce se întâmplă acum, pentru că mi-am pierdut o grămadă din filmări. Cu toții ne-am adunat și ne-am pus în cerc și făceam roast lui DJ Shiver.
dar am făcut și roast între noi. Da, și Bogdan Techie și a făcut roast lui DJ Shiver, doar că eu nu mai am filmările, așa că îmi pare rău. Oricum, eu nu am de nota 10. Jumatea setului mi-am dat seama că e lângă mine, dar eu nu mi-am dat seama că el pune muzică, știi? Îl credeam că doar e pur și simplu acolo pe scenă și eram ceva genul, bă, ce cauți aici, ești de bun, vezi să te bati gazi, what the fuck? Da. Urmează Dimension, ești de bun. Get out the way, ești de bun, you know? Băiatul, bași dedicații! 50 de euro, pe Revolut. Și cam atât a fost cu acest vlog, dacă v-a plăcut dați un share, un like și un subscribe și un follow pe Instagram. Acum am să vă las cu un montaj super, ne vedem la următorul vlog, pa!